Hei, salutare și bună, Alexi, la încă un gameplay, data aceasta cu mine, Captain Onedin, mai exact, pentru cine mai știe numele meu. Am căutat în arhivele mele de replay-uri și am găsit acest gameplay minunat și acest stănculeț mi-a fost cadou, cel mai 127, mi-a fost făcut cadou pe stream de către unul dintre voi abonații. Mersi încă o dată, dar nu-ți mai țin minte numele, am căutat în disperare să văd cine mi-a făcut cadou acest stănculeț. Și nu mai țin, n-ar să dau de el, n-ar să dau numele, m-am uitat în gift history, nu există așa ceva, în fine. Man, oricum mulțumesc, lasă un coment acolo dacă tu ai fost, că mi-aduc aminte doar la câțiva numele. Bun, Teta Trek Best Position EU. Bun, jucăm la tier 3, 327 un tank premium rusesc de tier 3, care este bestial. Are armură extrem de inclinată și primește foarte multe bounce-uri dacă ți înclini tankul cum trebuie. Și că joci la tier 3, dai numai peste jucători începători. N-are matchmaking preferențial, trebuie să țineți minte. Și are o rată de foc destul de bună, cu 84 pen cu gold, pentru că numai gold track de obicei, și 51 cu normale. Și are PCR-uri. Și pentru că sunt un seal clubber obosit când joc la tier mic, v-am zis, spamez gold, mâncați așa la maxim. Fără chei de reparații, binocul, pentru că view range-ul contează foarte mult la tier mic. Și dacă vreți un tănculeț premium, vă recomand tănculețul ăsta. Dacă nu aveți bani să folosiți unul mai mare și să vreți să investiți într-un tank premium, să zicem așa, de tier mai mic. Nu văd exact, dar trag în acel pas zornuce. Nu știu exact de unde imese cu mese și... încerc. Pază nu ce sunt de periculoase la tierul ăsta, dar totuși nu uităm. Cristi se află în tankul sovietic. Reușesc să-i prindă câteva bucăți gratuite la băiat. Ok, primesc lovitura la distanță de la un Yak Tiger. În fapt, Yak Tiger de la căcatul ăla mic de TD japonez, TD german. Nu mai țin minte numele. Asta și mai am luat câteva lovituri. Acum avem Amorak. De la începutul de. Acesta a fost, v-am zis, primul meu meci jucat pe stream cu tănculețul ăsta. Acum mă pun puțin topi și încerc să stau să spotez pe cine a tras în mine cu binoclu. Am știut să activeze. Din păcate n-am spotat absolut nimic și ne vedem mai departe de drum. Prefer să stau puțin pe mid. E o poziție destul de bună aici, mai ales când vezi că toți trec și văd de treabă. N-au nicio treabă. Cu laterale la tine. Na. Meciuri de tier 3, la ce te aștepți? Joc, v-am zis, extrem de rar la tier așa mic, dar și când joc prefer să mă distrez aproape niciodată. Cu tot cu Amorak, vedeți că am o rată de foc destul de bună, poate zice, un kill gratis ai, te rog. Dacă... Hai frate, serios? Hai Cristi, că poți. Ok, fuck you, Cristi. Ok, se pare că nu penetrăm. Țineți cont că aceste APC-uri își pierd penetrarea pe distanțe mari. Așa că să faci snipe de genul ăsta nu este chiar indicat, dar fucking shit, nu contează. Bun, punem puțin pe pauză și să ne uităm pe hartă împreună. Da, toată echipa adversă se află în oraș, cu excepția unui tank care nu l-am spotat și artilerie inamică. Fuck you, arti. Așa. Și hotărăsc să mă duc să-mi apăr baza. Una din poziții cele mai bune de apărat pentru tankul care au turelă destul de ok și tankulețul ăsta are destul de, o turelă destul de simpatică. Este acolo, în zona asta la aceste case pe harta Ruinberg. Mereu uit numele hărților, frate. Joc de 4 ani, 5 ani jocul ăsta și nu țin nici acum aminte numele. Bun, ideea acum, joci safe. N-ai... Pur și simplu nu ai ce să faci. Între timp mi-admir puțin tăculețul pentru că se află printre primele meciuri. Și cu view range foarte bun. Și cu un echipaj oarecum împrumutat de la T-54 Lite cu câteva skill-uri pe el, mă folosesc de această zonă. Bun, văd cine avansează, pe ei mă focusez. Bineînțeles, APC-uri băgate pentru că așa se joacă la tier mic când ești un mărlan. Și da, sunt un mărlan. Am sixes la tier 3 pentru că n-am fac my life. De ce nu? BT7, încearcă să avanseze. Ok, stop puțin. Aici a fost cumva... ok, a rămas singur. Contra. Hai să vedem puțin. Ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tankuri, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da, ok, știu să număr până la 9, asta e clar. Bun, și avem 2 kill-uri. Hai să vedem ce face Cristi.
Bun, uite în acel Panzer BT-7 care încearcă să mă flancheze. Între timp știu că mai am puțin timp, îmi întorc tancul, aștept puțin pe BT-7 să vină. Știu, trebuie să-mi iasă din lateral, n-are din altă parte să vină. Este one shot, îl așteptăm frumos. Pac, l-am scos. Se pare că vor să facă push peste mine. În continuare, n-are rost să ies de aici, băieții, ar trebui să captureze. Încerc să scot în situații de genul ăsta pe cei care sunt one shot. Primul, încerc să-mi întorc tancul cu fața spre el, îl scoatem și pe al doilea. Un Panzer 2 cu tupeu vine pe noi. Aici nu vreau să avansez prea mult pentru că mi-a expun tancul prea mult. În genul ăsta situații îți expui tancul cât mai mult și prioritizezi țintele. Tragi în cine consideri tu că e mai periculos și în primul rând cine are mai puțin HP. Băieții au băgat heuri. Panzer 2 cu tupeu. N-are ce să-mi fac, nu, greu sunt penetrat. O, lovitura din spate, what the fuck, tu de unde mi-ai apărut mâncați așa? Și în momentul să schimb poziția, pentru că nu-i deloc bine să stai cu spatele la Panzer BT-7 Arti, care a fost stăculeț prin gratis. Panzer nu poate să mă penetreze. Primesc o lovitură. Am turela blocată, încerc să nu mișc tancul, stau în fundul lui, pentru că nu mai închide reparații. În continuare, turela blocată. Îmi pun tancul în așa fel încât să pot trage în amici. S-abia în sfârșit și pare că artileria a tras un proiectil de-abia după mine. Am mai rămas 4 tancuri. MH35 și noi 3 proiectile gold. Nu uităm că am spamat gold până acum în... Stăm puțin, încercăm să-i dăm lașină, să ținem acolo H35 și un tank destul de periculos. În continuare poate să mă penetrezi. Am destul HP. Nu pot să-l penetrez, nu poate să treacă. Ai frățit că în sfârșit, bun. 8 kill-uri, am mai rămas un teche. Teche, frate, nici... N-am auzit tankul ăsta în viața mea. Sincer vă zic. Bun, acum ce stau în spatele caselor. Știu că artileria nu are cum să de aici, sau cel puțin dacă nu se repoziționează, nu prea are cum să mă nimerească. Trebuie să am foarte, foarte mare grijă. Și în sfârșit, acel TD Panzer Jäger 1 care m-a prins la început și are pen destul de bun, trebuie să avem grijă. Am rămas cu 2 HP, artileria dinamică tocmai a tras după mine. Dacă mi-a prinde cu lovitura la acest Panzer, îl scot. Mă grăbesc puțin, încerc să trag printre tancuri. Fuck, mâncați așa. 9 kill-uri și mă scoate artileria. 9 kill-uri și mă scoate artileria. Un căcat de FTBS a făcut un kill. L-a scos pe Captain Redin. M-a scos pe mine, frate. Și să vedeți de ce sunt așa afticat. Să vedem impleturile. Techie ăsta era mor, nu știu dacă, nu cred că m-ar fi penetrat în spate. Am armură foarte, foarte inclinată. Și, da, Cristi nu face 10 kill-uri. Primul match. Haideți să vă arăt puțin inplay-urile de la acest match. Să vedeți de ce sunt ofticat pe această artilerie expertă în joc. Hai să vă arăt inplay-urile, băieți. Ok, și ace-ul din primul match cu High Caliber și Top Gun. 9 kill-uri, fucking shit. Ok, stați, nu e tot, da? Avem 1200 de match, 9 kill-uri, 1100 XP, match pierdut. Acum. Mai țineți minte artileria care a tras în mine? Care era, frate? Priviți aici. 15 proiectile trase, artileria. Deci a tras tot meciul 15 proiectile. A tras un singur proiectil pe care l-a nimerit și acela a fost în mine. Deci l-a tras de 15 ori și un singur proiectil a fost nimerit și de-abia atunci în mine, în momentul în care puteam să fac meciul vieții la tier 3. Bine... Achiu, am mâncat așa. Pisoior, Pisoier sau care fi numele tău, fuck you, dar știi ceva? Nu, no, fuck you! Strești tu vie combinațiile mele la tier 3. E adevărul că după ce joci 5 ani de zile, te întorci la tier 3, joci cu începători, nu e chiar cel mai mândru lucru. Dar, pușca mea, ăsta a fost meciul meu. Spamat gold, spamat tot ce trebuie. Man, încă o dată îți mulțumesc frumos pentru cadou făcut. Îmi cer scuze că nu mi-aduc aminte de numele tău. Nu reușesc să găsesc cine mi-a făcut cadou. Păi sper că v-a plăcut acest gameplay. Până data viitoare ne auzim. Numai bine, ciao.